Salutare și bun venit în pisieria! În tutorialul video de astăzi vă voi arăta cum puteți șterge toate partițile de pe un SSD sau un HDD din calculatorul sau laptopul vostru în câteva pași simpli și doar cu tooluri din Windows. Pentru treaba asta există mai multe metode, dar metoda pe care eu o agrez este metoda cu Diskpart, un utilitar Windows din linia de comandă care ne ajută să facem diverse operații cu discurile din sistem. Doar că există o mică problemă, Diskpart nu poate șterge discul de sistem, adică cel care are Windows-ul pe el, sau poate... Ei bine, poate, dar doar dacă este rulat de pe un mediu extern, cum ar fi o instalare de Windows. Pentru orice alt Disney sistem, se poate folosi disk part direct din instalarea existentă de Windows, fără niciun fel de probleme. Pentru demonstrația de astăzi voi folosi chiar discul pe care am sistemul de operare din această minunată mașină virtuală, așa că voi avea nevoie de o imagine de Windows de pe care să butezi installerul și să lansezi disk part extern și independent de Windows-ul instalat. În cazul vostru veți avea nevoie de un DVD sau un stick cu Windows, de preferat ar fi să fie Windows 11 sau Windows 10, dar nu văd de ce nu ar merge și cu versiuni mai vechi de Windows. Acum că am pornit instalorul de Windows, va trebui să apăs combinația de taste Shift și F10, care mi aduce un prompt de comandă cu drepturi de administrator direct în installer. Aici va trebui să scriu diskpart și voi apăsa Enter. Se deschide diskpart și pot vedea toate discurile care sunt atașate sistemului folosind comanda list disk. În cazul meu, după cum puteți vedea, este doar un singur disc, cel virtual care conține sistemul de operare. La voi s-ar putea să fie mai multe discuri și de aici să se creeze confuzii. Așa că vă puteți uita după dimensiunea Discului, sau cel mai bine, înainte de a porni instalărul de Windows, deconectați toate discurile de care nu vreți să vă atingeți. După ce ați ales discul pe care vreți să-l ștergeți, scrieți comanda Select Disc și numărul corespunzător discului, în cazul meu 0, și apoi scrieți comanda clean. Diskpart ne spune că discul a fost curățat cu succes, iar dacă încerc să pornesc sistemul de operare, o să vedeți că nu vrea să mai pornească. Cum spuneam și mai devreme, procedura este identică și pentru discurile care nu au un sistem de operare pe ele. Doar că veți porni Diskpart direct din Windows într-un prompt de comandă cu drepturi de administrator. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte, foarte mult, să dați un share, să-l vadă și prietenii voștri și de asemenea, dacă sunteți noi, dați un subscribe și să apăsați clopoțelul. Până la data viitoare, să aveți o zi la revedere